Salut și bine te-am regăsit la un nou clip pe canal, e bine s-a făcut un update în scra Mechanic, iar acum putem să jucăm niște hărți complet modate. Această hartă a fost direct în update-ul lor menționată, se numește Raft uh, Scra Mechanic, cred că ceva de genul sau Raft Mechanic. Ideea este că combină jocul scra Mechanic cu jocul Raft. Avem deja prima misiune pe care o acopăr cu capul, zice să dorm în acest pătuț. Și avem aici, ok, oh, ok... Chiar unul sleep at night. Gata, ne-a salvat spawn point-ul. Uite, acum avem aici o misiune. Stai așa să scoatem aia. Totuși, înainte să începem să ne jucăm, vreau să vă spun despre un site. Se numește gamers.ro Unde puteți comanda și precomanda cele mai bune și mai recente jocuri video. Site-ul are accesorii, are și console pentru console și accesorii acum pentru calculator, PC, Xbox, ba chiar și Nintendo, la niște prețuri super ok. Mi-am luat și eu, am căștile de acolo și totodată mi-am luat... l-am pus, mă, frate? Joculețul acesta, pe care îl joc foarte mult cu prietena, e foarte tare. Este o versiune plus 18, dar bine, nu e cu ceva rău, dar este foarte tare și ne jucăm, ne jucăm câteva ore, de obicei e genial. Um, Site-ul vă oferă promoții săptămânale, aveți în descriere, aveți un link acolo, aveți și un cupon. Cuponul este valabil până luna viitoare, la final, deci aveți acolo. Haideți să-i să dăm bătaie cu jocul, zice să deschidem workbench-ul. Ok, haideți să vedem cine mai zice mai departe. Completing quest to unlock more items for your craft. Ok, deci făcând mai multe misiuni. Wow, ce asta? Asta nu e din joc, nici asta nu e din joc. Nici astea nu le-am le văzut. Cred că facem un fel de motor la barcă. Fii atent, sunt lucrurile alea cu care prins lutul. Ok, haideți să vedem mai departe. Zice să craftă wooden hammer. Zice să craftăm un wooden hammer. Uh, tools, cred, wooden hammer. Ne trebuie 15 lemn și 5 plastic block. Băi, ești nebun? Avem undiță, fishing rod. Pickaxe, axe, spear. Ăsta de... Păi de ce nu mai bine? Păi și ok. Eu acum ca să iau asta, eu am un singur cric. Ok? O să-l punem aici. Uh, și mă duc să iau alea direct de acolo. Hey! Nu cred că trebuia să fac asta. A, ah, am aici lemn. Am aici lemn. Și ce mai zice? Plastic. Dar cred că trebuie... Nu știu acum dacă există rechin sau ceva. Cred că aș putea să iau lemnul de aici. Nu? Oricum, haideți să mergem să luăm. Presupun că barca va merge și după avem noi lucrurile alea. A, ah, ok, mă ține direct la suprafață. Iau și astea. Păi și unde găsim plastic? Oare există primești din apă? Există ceva? Sau este ideea că te dezvolți în apă? Ok, deci hai să vedem. Avem lemn, dar de unde luăm plastic? Astea sunt niște plăci. Și eu, practic, pot să mă extind cu ceea ce am, nu? Și presupun că asta eu trebuie să o fac să meargă cumva. Nu înțeleg ce cu butoaiele astea. Zice să craftăm wooden hammer. Ok. Hai să luăm astea, dar nu văd unde este plasticul. E acolo un fel de cufăr, lucește ceva. Mm. Ok. Haideți să mergem acolo unde lucește cu... Dar n-am cu ce o să sparg. Stai că n-am cu ce o să sparg. Nu găsim niciun plastic. Avem doar lemn aici. Dar ce-s astea? ce it Eat? Oh, ok, mâncare? Clean water! Nu, 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 nu! <gânt> Trebuie să mă obișnuiesc cu butoanele. Trebuie să mă obișnuiesc cu butoanele. F... o punem aici. Ok, deci nu mâncăm. Mai avem ceva mâncare, văd. Nu pot să iau de aici nimic, nu, nu, așa. Workbench, mă, ce tare. I-a schimbat textura. Hai să mergem, să nu mai pierdem timpul. O să mergem acolo, par a fi multe obiecte. Acum nu știu dacă... Nu știu dacă există ceva sub apă să ne atace, dar vom afla. Ideea este că cu update-ul acesta, ei bine, acum putem să jucăm moduri făcute de alți oameni, dar nu la modul intrăm pe o hartă, instalăm modul și cam mai este. Uite că nu putem să luăm aia de acolo, știi, că nu avem ce ne trebuie, dar este foarte mult lemn aici. Și sunt curios totuși care e ideea, barca mea va merge, da, uite plastic, să sperăm că avem destul Și mai au și combustibilul Asta Că presupun că îți faci Oare o fi o lume infinită A reușit să facă lume infinită Nu văd gardurile, de obicei pe o hartă în care e foarte flat Vezi gardurile Dar mă gândesc că e făcută pe asta de survival Care este mare Și probabil Probabil vedem Momentan hai să facem misiunile, parcă îmi trebuiau 5 Avem 6 Ceea ce este ok se face zi, noapte, ia, putem? Da, wooden hammer. Haideți să craftează. I uite cum arată. O să, o să facem rafturi, o să facem tot ce trebuie, o să mutăm lucrurile. Da, pot fi sparte, avem aici lemn la calendar, puteam să-l iau, dar... Nu mai, lasă calendar. Oare chiar se văd zilele? Suntem în ziua 20 sau... N-are treabă. Și sunt curios care e treaba cu asta. Nu i arată nume că e blocat fishing rod asta iar e destul de tare. Văd că marea majoritate a obiectelor avem nevoie de lemn. Aici avem nevoie de lemn și de plastic. Putem să facem grill care de fapt e o cadă, fii încetare. tare. Purificator de apă. Mamă, stai puțin că astea sunt next level. Bun, haideți să colectăm asta. Și am deblocat, am deblocat scrap Guest driver, scrap driver seat la interactive. Aici, uite, avem motorul, driver seat-ul, seat normal. Asta pe aici, o să putem să plantăm, băi, ești nebun. Ăsta vreau neapărat să culegem obiecte. Bun, următorul zice Raid Space Ranger Outpost Log. Haideți să vedem, R. Și avem aici, avem asta. Ia, zice să-l citesc, acordintul to ship navigation. Until there should be an outpost somewhere. Ok. Și avem un waypoint. Reach de outpost. Cred că mă duc în not, nu? Probabil mi-a dat ciocanul că o să mă lupt cu ceva, dar aș merge să sparg și aia înainte de tot. Dacă tot e acolo. De să înțeleg că momentan nu mergem cu barca, va trebui să ne descurcăm așa cu, cu, cu raftul nostru acolo. Mamă, asta ar fi super tare pe multiplayer. Ar fi super tare pe multiplayer. Ia. Hop. Ce ne dă? Mamă, e jos. Baterie, nu? Com Sunt component chituri. Haideți să mergem acolo. Se pare că în drumul nostru am găsit aici niște cutii. Bine, pe lângă resurse, am mai luat resurse. Puteți observa, avem 57 lemn. Am găsit aici două cutii. Și este cea de aur acolo. Opa, ne-a dat mai multe are de la de vopsea chimicale. Să sperăm că ne dă ceva părți în, în ăsta de aur. În ăsta de obicei dă scaune bune. Dă tot felul de chestii. Doar că aici a fi... Aoleu, oh, nu știam că pot să... Oare dacă îmi lovesc barca, va merge? Ia, să vedem ce ne-a dat aici. Avem component kit și avem semințe. Acum, nu știu cât de... Mamă, ce-i Crudoil. Ok, dacă toți sunt aici, îl iau. Și oare pot să... am minez de sub de sub apă, fii tare. Și acum o să mă îndrept eu acolo și să încerc să lutez absolut o plastic, să-mi fac grappling hook, să-mi fac ce mai trebuie pe acolo, știi? O să iau tot. Ok, m-am întors puțin până la, până la raftul ăsta al nostru pentru că eram curios de un lucru. Am observat când am lovit un obiect din apă, acesta s-a mișcat și am zis, Bă, ok, oare dacă lovesc asta aici se mișcă și ea? Și răspunsul este da, o să, o să încerc să mergem cu barca exact așa. Și mă gândesc că e mult mai rapid, lemnul acela nu se sparge, doar că trebuie să am eu grijă. Trebuie să-mi fac patru puncte de astea să le lovesc. Și în funcție de ele, oare cum schimbăm direcția, știi? Uite, acum normal ar trebui să am unul aici, ca să merg în continuare în față. Și tot așa, adică e o... Me ok. E o metodă de a merge fără a consuma combustibil și totuși mergem și mult mai repede. Ar trebui să-mi fac o cameră de genul deasupra în care să o lovesc. Mamă, dar chiar mergi foarte rapid. Probabil de asta te pune să faci și ciocanul prima oară. Avem câteva resurse. Avem 69 lemn, 73 plastic și alte lucruri de le-am mai găsi noi prin apă. Acum sunt curios cum se dezvoltă. Cred că ideea e cu misiunile astea ce te pune să faci. Pentru că dacă te-ar lăsa așa liber, ar fi un survival pe apă. Ceea ce tot este tare, dar este destul de tare cu misiunile acestea. E yes, să... Uh. Îi mai dăm noi așa Momentan nu o să mai au lemn, vreau să mergem acolo, se face și noapte, o să trebuiască să bem și apă Avem apă, dar nu avem foarte multă curată Cum am zis, nu o să iau nimic momentan Mamă, dar merge destul de repede am ajuns noi pe insula, Acum, oare pot să ridic asta, să o pun aici? Să fiu sigur că nu pleacă nici. Da, e genial, e genial. Bun. Haideți să vedem ce avem pe insula aceasta. De ce a trebuit noi să venim. Zice să găsim și să activăm outpostul. Știu că nu vedeți misiunile, dar... Vi le voi spune eu. Aici nu este nimic. Aici cred că este un... Da, 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 este un urțel de ăsta. Vino-mi coace, mă! Oh, nu vreau să mă prind acolo că nu pot să mă dau în spate Așa, adică Și nici nu știu ce damage îi dau Și mă mi și greu De ce nu pot să alerg? A, nu pot să alerg cu spatele? Ok Mama, asta e Uf, Bun, haideți să luăm asta Sperăm că ăsta distrus-o a scos gomotul ăsta și că nu mai este încă unul Și trebuie noi... u aia pot o iau? Pigment flower, ok Haideți să vedem ce avem aici în interior. Nu putem lua... U, uh, mâncare, mâncare, mâncare. Asta e bună. O să, o, să căutăm, o să căutăm și restul. Avem aici asta. Și... A, ah, ok, deci punem normal, ca un jocul normal. O să mă mai uit eu. Poate mai găsim mâncare, poate mai găsim ceva, pentru că... O să fie destul de greu cu mâncarea, suntem pe apă, mamă, și mai este un robot din acesta. Mi s-a regenerat viața, Stai puțin, că asta e puțin, ca asta e tare. Mi s-a regenerat viața, ok, deci e bine. Haideți să vedem tipul ăsta ce zice. Mamă, dar arată diferit. Ah, fugi, fugi, fugi. Ce să mai fugă că... <laughs> oh, oleu. Mamă, mai vine și unul de la micuț. Ă Ăștia mi sunt mai ok. Dar știam că poți să dai sprint cu spatele. Probabil de la noul update acum. Hunger. Ok. Haideți să luăm asta. U, uh, avem aici uh, material din acela. A, așa, ia. Yeah. Cotton, ok Mama, am putea să ne facem ceva aici Avem astea care se vor spauna mereu Adică am putea să stăm puțin până ne dezvoltăm, știi? Ia, am luat por... Ăsta nu l-am luat, nu e autopicap aparent Aici Haideți să mergem să activăm Haideți să mergem să activăm Să sperăm că găsim și niște văcuțe să le dăm astea Așa și să înțeleg că aici vom crafta diverse lucruri Ok, am putut să... Uh, astea sunt pentru barcă Super Mamă, tare, deci găsești lucruri pentru barcă, gata Haideți să punem asta Aici Și am mai deblocat mai multe lucruri Scrap field, big field Avem aici roboțelul ăsta care ne face lucrușoarele Scrap engine nu să ne trebuiască Și avem aici o dată care ne face astea mari Ok, deci aici să înțeleg că o să fie un fel de outpost la care noi trebuie să ne întoarcem. Uite un ăsta de depozitare. Ce le putem lua? Oare le ia în spate? Nu, le ia... Perfect. Să le punem pe, pe barcă, doar mă gândesc acum să nu... Să nu mute centrul de greutate, să-l facă țândări. Wow, mai e unul. A căzut? <gântu -i> nu, știu, nu știu unde este, nu știu ce s-a întâmplat. Sperăm că putem să luăm chestii de pe Aici. De ce? A, ah, arată ceva. Read status antenna log. A, ah, ok, deci practic trebuie să mă urc undeva acolo. Nu! Mamă, 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 stai că asta e destul de dificil. Chiar trebuie să mă urc acolo, pe bune? Uite-o! rată perfectă. Să o luăm. Cred că era și... Da, mă, a căzut, a căzut un de A căzut un roboțel aici. Ia să, să mergem sus. Văd cum mă iau pe antena aia Că la prima încercare deja m-am descurcat foarte bine Îmi trebuie asta Totuși ne dă, ne dă viață, ne dă mâncare, ne dă apă Deci probabil nu pe aici Poate pe aici a? Ok, ok, ne descurcăm Mamă de aici acum Bă, dar stai mă puțin mă. Stai mă puțin Că am uitat că am lucruri de genul Dar sigur trebuie să ajung acolo Bine, oricum, dacă moram patul aici aproape. Aoleu. Așa. Unde trebuie să ajung? Este întrebarea. Bă, de ce cred că e ceva jos? Nici de cum aici sus. Și doar checkpoint-ul mi arată undeva sus. Pentru că nu e nimic de accesat aici. Taipa, dă pe partea asta și nu vedem. Nu e nimic de accesat aici. Era de undeva, de jos, 100%. Bun, am citit acolo misiunea. Apare, trebuie să construiesc un radio. Dar hai să, hai să citim misiunile de acum. Trebuie să construiesc un radio și să primesc semnalul. Uite, acum mi-a apărut și asta aici. Deci... Am nevoie, păi stai că radioul îl, îl craftez în craftbot, dar pentru craftbot am nevoie de circuit board. și nu pot să fac un radio așa în workbench, oare nu aveam radio în workbench pentru că e, nu, nu e chiar ieftin. Deci practic acum vrem, nu vrem, Trebuie să mai fac rost de un circuit board ca să construiesc aia, nu? Build a craft bot. Da, uite, trebuie să fac craft botul și am nevoie de încă un circuit board. Și nu știu, mamă, ce chestie e acum. Nu știu acum unde aș putea să mai găsesc un de asta. Bine, cred că pe insulă, dacă nu trebuie să așteptăm să vine noaptea, să se spauneze. Dacă nu găsim pe aici. Mamă, asta ar trebui să o iau așa, nu se știe niciodată când... Bine, dacă stăm pe aici, asta se respawnează, ceea ce e un lucru bun. Oare poți să tai copaci cu ăsta? Nu, nu, nu. Nici pe ăștia mici? Pe ăștia nu merg, te uh, ok. Te rog, dăm un circuit board. Nu, mi-a dat fertilizant. E aici? Ok. Se pare că nu găsesc, ne-am un roboțet din acela ca să pot să iau circuitul. Uh, oricum, voi lăsa și eu episodul acesta aici. Vă mulțumesc frumos pentru toată atenția acordată. Nu uitați, în descriere aveți link către gamers.ro unde puteți achiziționa diverse produse, jocuri, console, accesorii de calculator, controlere și multe alte lucruri, ba chiar și jocuri, jocuri de-astea cu cărți, cum mai știu eu ce. Și dacă v-a plăcut, nu uitați, puteți susține apăsând butonul de apreciere, puteți să vă abonați, este complet gratuit, ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez. Și acum să vedem episodul următor, trebuie să așteptați aici să vină un roboțel de ăsta că nu facem nimic. Mulțumesc frumos, pe data viitoare, papam! Pa! pa!